Nightwish, o trupă de rock gotic. Copil născut din nopțile lungi și geroase ale Finlandei. Un imn de bucurie ce va aduce mesajul noii generații. La Pax, Nightwish. Tuomas Holopainen, the soul, the spirit of Nightwish, the man behind everything. Total unique. They have very much unique elements, and the most unique is of course Tavio. So. Like during the fall of 1996, when me and a couple of friends, we were just like having this evening with friends, a little partying on my summer cottage on a small island. We had a campfire and I started talking with them about a project that I would love to create. Have the name at that time, Nightwish, but I wanted to do music on my own, something very moody, something different that nobody has done before, and that was the night that the idea of Nightwish first came to be. We were friends, we knew each other since the schoolmates, and all the people of Nightwish at that time, we were friends. Music really has like become a way of life for me. Like everything I do, every day that I live, I always think about everything that I do and I feel in the form of music. Un sondaj realizat în 2001 printre fanii rockului din România dezvăluia un fapt neobișnuit. În fruntea clasamentului se afla o formație de gothic power metal numită Nightwish. Această trupă finlandeză, foarte puțin cunoscută totuși, devansase trupe celebre ca Ozzy Osbourne, Linkin Park. Care să fie secretul succesului unei formații care cântă abia din 1996? Unbelievable. Really unbelievable. Ce i-a încântat în asemenea măsură pe iubitorii genului, încât tot mai mulți au început să susțină supremația acesteia într-un sens sau celălalt? În primul rând, vocea. Extraordinara voce a solistei soprano, a Tarjei Turunen. O voce care nu poate lăsa insensibil un amator de muzică, fie ea clasică, ușoară sau heavy metal.
întrupată într-o frumusețe misterioasă, gotică, un înger al nordului, cum e supranumită, vocea Tariei e rând pe rând maestuoasă, îndurerată, melancolică, atingând un spectru infinit de nuanțe ale pasiunii. Inflexiuni abia perceptibile, modulații subtile, alunecând de la bucurie la tristețe, de la speranță la deznădejde. În al doilea rând, stilul sacadat, nervos, caracteristic genului metal power, care face deliciul cunoscătorilor. Membrii trupei s-au străduit, cu excepția câtorva influențe, să creeze un sound original prin folosirea masivă a orchestrației, prin ingeniosul aranjament coral, o modalitate care să inducă o atmosferă de puternică sugestie onirică.